Eforturile conducerii administrative a clubului de Liga a doua AFC Câmpul Lung Mușcel de a moderniza stadionul municipal din Câmpul Lung, astfel încât acesta să respecte criteriile Comisiei de Omologări din cadrul Federației Române de Fotbal, au fost încununate cu succes. Joi după amiază, arena din Câmpul Lung a fost inspectată de reprezentanții Federației Române de Fotbal, ai jandarmeriei, cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și de la Direcția Județeană pentru Sport. Verdictul ne-a fost comunicat de președintele grupării mușcelene, Costin Ghiță. Putem să vă anunțăm că începând de astăzi la Câmpul Lung chiar a venit Liga a doua, stadionul municipal a fost omologat pentru meciurile din sezonul acesta de Liga a doua. Comisia a fost alcătuită din Iulian Bahrei în cadrul Federației Române de Fotbal, Bogdan Vișan din cadrul Direcției de Sport și Tineret Argeș, de domnul Liviu Radu din partea Departamentul de Jandarm, iar de domnul sergent major Adrian Mihai din partea celor de la ISU și din partea clubului de către responsabil ordine și siguranță Cojocaru Adrian și de către reprezentantul clubului de către mine. Într-un final s-a omologat terenul. Așteptăm cu plungenii cât mai repede la stadion. Sâmbătă au un prilej să vadă echipa din nou pe municipal. Au mai fost ceva obiecții, ceva precizări, ceva condiționalități? Nu, stadionul a fost omologat de plin în momentul acesta. Singurul lucru care ne s-a spus să rezolvăm cu să punem afișele cu legea 4 și că peste tot sunt supravegheați toți video. În rest, totul a fost exact cum a trebuit. Asta înseamnă că ceea ce cunoașteți dumneavoastră că mai poate fi îmbunătățit, retușat, va continua? Da, lucrările o să continue la stadion, o să fie în continuare totul la stadion, să mergem în continuare pe același rim, pentru că vrem să punem scaune și la tribuna a doua, ușor, ușor, vrem să mai aducem câteva îmbunătățiri și la gazon, dar totul treptat. Ne bucurăm acum că a reușit să omologăm stadionul. Primul joc de Liga a doua, programat pe stadionul municipal din Câmpul Lung, după o pauză de aproximativ 20 de ani, a fost derbiul județului Argeș dintre AFC Câmpul Lung Mușcel și CS Mioveni. În ce stadiu sunteți cu pregătirea jocului derbiului județean cu CS Mioveni? Eu spun că băieții sunt montați, chiar dacă domnul Lazar a plecat de lângă noi. Eu spun că au motiv să arate că au o calitate și că merită să fie la Liga a doua. Vrem să fie un șoc la echipă prin plecarea dânsului și aducerea unui nou antrenor. Totuși e un joc destul de greu, CS Mioveni a început bine acest sezon. Da, o echipă foarte bună, după cum ați văzut și anul trecut, au avut rezultate foarte bune, cu o conducere foarte bună, dar spun că la Câmpul Lung, acum, când ne-am întors acasă, forțele o să se egaleze, o să vedem altă față a echipei și sperăm să adunăm din ce în ce mai multe puncte. Vor debuta și din jucătorii nou veniți? Unii dintre ei da, dar unii dintre jucătorii care abia au venit sunt în urmă cu pregătirea, trebuie să facă viza medicală, iar după pot să intre în programul normal al echipei. Rămâne de văzut în ce măsură publicul mușcelan va reuși să aprecieze și să contribuie activ la spectacolul fotbalistic care, iată că revine pe municipalul din Câmpul Lung.